intră în sală, cel mai important este să vezi pe fața lor că le place basketul. Ei, din momentul în care le place basketul, atunci pot să încep să lucrez cu ei. Le place pentru că îl văd la echipa mare, îl văd la televizor, se uită la NBA. Dar în momentul în care intră în sală, datoria noastră, antrenorilor, este să-i facem să le placă și mai mult. Traversezi pe sub inel, cine-i pe mijloc recuperează, vorbiți. Ce trebuie să vorbesc? Să-i spun numele celui care urmează să-i dau pas. Să-l atenționez. Trebuie să învățați să vorbiți și în atac și în apărare. Este foarte frumos, dar este și foarte greu. Și este o responsabilitate uriașă. Dar făcând asta de atâția ani, nu mi se pare o greutate. Trebuie să-ți placă ceea ce faci. Din punctul ăsta de vedere, eu sunt o persoană care mi-am nimerit din plin meseria. Deci îmi plac copiii, îmi place basketul, deci e îmbinarea perfectă. Ce înveți tu la basket? Să bat mingea, să dau la coș și să dau pase. De când fii la basket? De 2 ani, cred. Am început de când eram mic și toată familia joacă basket. Și când am început să joc basket, mi s-a părut că îmi place și am vrut să continui. Știu basket foarte bine dacă merg la antrenament. Cu atât merg mai mult, cu atât știu mai bine să joc basket. Haide! În primul rând, dragostea vine din sală. Unul la mână după un antrenament, ei trebuie să iasă cu zâmbetul pe buze. Glumim cu ei tot timpul, ne jucăm, ne distrăm, facem mici prostioare care sunt percepute de ei ca fiind senzație. Doi la mână, participând la meciurile echipei de seniori, ei înțeleg de fapt ce înseamnă jocul și competiția și emoția care este generată de basket. Foarte rău când pierdem, dar trebuie să învăț că există în acel moment echipe mai bune și că dacă nu mă concentrez, nu pot să ajung niciunde. Trebuie să lupt și mai tare și mai tare la următorul meci și la următorul antrenament. Vin la basket pentru că îmi place foarte mult mișcarea, îmi place să mă mișc. La un moment dat am avut o problemă de spate și a trebuit să... Mi-a recomandat medicul să fac sport și mi-a trecut problema. Am fost foarte mulțumit și mi-a plăcut să vin la basket de atunci. De la mine și de la Andrei am învățat că niciodată nu trebuie să te lași bătut și niciodată să nu îți pierzi încrederea în tine. Atenție! Sunteți mini basket, nu mai sunteți baby basket. Atenție la teren! Atenție unde lucrezi procedeul tehnic! Doamne, sunt extrem de fericită și mândră de ei. Și văd așa de la an la an cum cresc, cum progresează. Atât de multe calități se dezvoltă în perioada asta. Sunt mulți jucători de-ai noștri care au trecut prin mâinile noastre și au ajuns medici. Au ajuns avocați. De câte ori ne întâlnim cu ei, ne amintesc că datorită basketului au ajuns acolo.